Bun găsit! Astăzi vedem cum arată autopsia unui bolnav de COVID. Profesorul Sabina Zurac ne spune care sunt cele mai afectate organe de acest virus și ne mai spune de ce nu se fac autopsii la toți cei care s-au infectat cu coronavirus. Este important să știm că pacienții care au SARS-CoV-2 sunt contagioși chiar și după moarte și că medicii ar fi expuși la un risc major. Doamna doctor, cum arată autopsia unui mort de COVID? Afectarea în COVID la nivel necroptic se evidențiază la nivelul tuturor organelor. Afectarea principală este la nivel pulmonar, unde vorbim de o pneumonie COVID cu o afectare alveolară. Alveolele sunt spațiile aeriene cele mai delicate din plămân. Și vă dați seama că în asocierea de îngroșare a septurilor prin hiperplazie de celule și depunere de fibrină, schimburile gazoase se fac foarte greu. Această afectare alveolară difuză îmbracă mai multe forme. În general, în pneumonia COVID, este afectarea alveolară difuză de gradul 1 și 2. Am putut face comparație cu leziunile din gripă. Am studiat și 100 și ceva de necropsii cu gripă H1N1, în care afectarea alveolară difuză este mult mai severă. Este, în general, de gradul 2-3. De asemenea, în pneumonia COVID, spre deosebire de gripă, de pildă, avem microtromboze la nivelul tuturor vaselor, predominant la nivelul vaselor mici pulmonare. Cordul este cel afectat cu un proces inflamator de miocardită, de asemenea, tromboze, microtromboze, mici cheaguri de sânge care obstruează vasele de sânge mici din miocard și, de asemenea, leziuni specifice denumite distrofii miocardice de un aspect caracteristic. Ficatul era afectat, toți pacienții au prezentat steatoză, încărcare grasă a ficatului, deși unul dintre ei era extrem de slab, celălalt pacient. Nu aveau probleme cu greutatea. Trei dintre ei erau puțin supraponderali. Explicația? Care ar fi? Efect citopatic direct, efect viral. În celelalte organe, în splină, în rinichi, în suprarenale, am găsit microinfarcte datorate microtrombozelor și doi dintre pacienți au prezentat tromboembolie pulmonară masivă datorită trombozelor, cheagurilor de sânge care s-au format în vena cavă inferioară, nivel suprahepatic. Practic, tratamentul anticoagulant, la ora actuală știm și îl aplicăm, este foarte important la pacienții cu COVID. Și când facem o autopsie și când nu? Cum ați menționat, doar pentru că ați rugat familia și membrii familiei v-au dat voie, dar există vreo situație în care se cere explicit acest lucru? În momentul de față, la pacienții care au infecție SARS-CoV-2 și la care diagnosticul este clar, diagnostic de COVID, adică se face testul, este se face pozitiv, testul, are toate imaginea, tabloul clinic este caracteristic, imaginea radiologică pe computer, tomografia pulmonară este caracteristică, avem diagnosticul și autopsia nu este necesară. Au existat foarte multe discuții că au fost interzise necropsiile. Nu, autopsiile nu au fost interzise. Din toate lichidele biologice ale unui pacient infectat cu virusul SARS-CoV-2, lichidul de la nivel bronhiolo-alveolar este lichidul cu contagiozitatea cea mai mare, undeva în proporție de 96%. Adică și după deces? Și după deces. Pacientul și după deces. Care a decedat poate infecta personalul medical? Exact, exact. Sângele nu este atât de contagios pe cât este contagios lichidul bronhiolo-alveolar. Este adevărat că o persoană care a decedat nu mai tușește și nu mai strănută, nu produce aerosoli, dar în momentul în care anatomopatologul în cursul autopsiei secționează plămânii, lichidul bronhiolo-alveolar, lichidul practic care se scurge din plămâni, contaminează tot spațiul în care se face autopsia și orice manevră mai brutală care produce aerosoli, care practic produce stropi mici, da. Este infectantă. Autopsii s-au efectuat. Deci când e cazul până la urmă? Am făcut autopsii
în scop științific, pe baza unui protocol de cercetare aprobat de Comisia de Etică a Spitalului Colentina, evident cu aprobarea rudelor persoanelor decedate, am selecționat acele cazuri în care decesul s-a produs cu COVID sau de COVID. Am căutat mai ales acei pacienți care au murit din cauza COVID-ului, cum a fost ultima persoană pe care am autopsiat-o, un domn de 47 de ani care nu avea niciun fel de patologie preexistentă, absolut nimic. Așadar, din ce îmi spuneți, înțeleg că acest SARS-CoV-2 afectează toate organele, dar care ar fi primele organe afectate? Lămânul și cordul. Lămânul și inima. Este o combinație de decesul survine în urma unei combinații de pneumonie și afectare cardiacă, miocardită. Deci acestea sunt primele organe acestea pe care trebuie să le tratăm. Acestea sunt primele organe afectate. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Așadar, ne vedem și mâine. Să aveți o zi frumoasă!